Sfântul Ioan, Patriarhul Alexandrii, a fost numit atât de către cei care l-au cunoscut, cât și de către posteritate, cel milostiv, pentru că una dintre nevoințele sale a fost aceea de a veni în întâmpinarea celor nevoiași. Sfântul Ioan cel Milostiv s-a născut în insula Cipru în cea de-a doua jumătate a secolului al VI-lea. Tatăl său se numea Epifanie și avea o poziție importantă administrativă în cetate. A primit o educație deosebită, iar la vremea cuvenită s-a căsătorit. Ioan a avut nefericirea de a-și pierde ambii copii și soția, încă tânăr fiind. A hotărât să renunțe la avuțiile sale și a ales viețuirea monastică. Prin rânduiala lui Dumnezeu, pentru virtuțile și faima sa de om duhovnicesc ales, ajunsă până la urechile împăratului Heraclie, Ioan a fost înălțat la demnitatea arhieriei pe scaunul patriarhal al Alexandriei. Aici a fost un mare apărător al dreptei credințe, el este cel care a avut un rol esențial în eliminarea adăusului monofizit la Trisagion, rămânând un fidel apărător al ortodoxiei credinței. Însă zona de activitate în care s-a remarcat cel mai mult a fost milostenia, ajutorarea săracilor, domnii săi, săracii, așa cum obișnuia să îi numească. Avea o listă de distribuție zilnică a bunurilor și a hrănii, a construit orfelinate, maternități pentru femeile singure sau abuzate și spitale. În același timp, a demarat un program amplu de construcție și reparare a bisericilor din jurisdicția sa. Cei care i-au scris viața Sfântului Ioan Milostivul nu contenesc să laude sutele de moduri în care Patriarhul Ioan reușea cu o sensibilitate și o viziune aparte să intuiască nevoile amărâților și să vină în întâmpinarea lor. Sfârșitul vieții sale, tulburat de neliniști legate de războiul cu perșii, îl va găsi înapoi în locurile natale, chiar în cetatea Amathonde, probabil locul unde s-a născut. A trecut la Domnul în anul 620, în ziua Sfântului Mina, pe 11 noiembrie, iar trupul său a fost înmormântat în biserica locală a Sfântului Tihon. Ca să fie cinstit într-o zi dedicată lui, deși a trecut la Domnul în ziua de prăznuire a Sfântului Mina, este sărbătorit în fiecare an a doua zi, adică pe 12 noiembrie.